Vă salut, broșilor, bine v-am găsit la un nou clip pe Tiger Ghost. Eu sunt Tiger, vă urz o vizionare cât mai bună. Bă, și în clipul de azi avem treabă. Dar, nu înainte de toate, vreau să vă arăt un cont de nivel 95. Din punctul meu de vedere, puțin peste buget, datorită itemelor pe care le are. Mie personal îmi place foarte mult contul ăsta și se vede că a fost un cont muncit. Avem aici un melee berserker antrenament vânător, 12.7 PV, super bine stă pe PV ăsta la nivelul 84, 400 de zile aproape trăite. Uite că am găsit și un mating foarte, foarte rapid. Pe cont avem o alchimie opacă, care constă într-un diamant full cu apărare magică, exact cum îmi place mie, un rubin opac full PVM, un jad max PV, absorție, regenerare, un safir 3 tare, un granat opac full și un onyx corp, un onyx opac full PVP. Avem aura P pe cont. Calul nivel 9, bă, deci la cal stă foarte prost. Asta este un minus. Și biologul. Deci calul și biologul sunt minusurile contului ăsta pe care eu am putut să le văd de la o poștă. Damage-ul, fraților, fără site, fără nimic, este 12k și mie mi se pare un damage foarte bun, sincer. Poate puțin mergea mai puțin mai mult, dar nu știu sincer de ce. Pentru că avem niște iteme frumoase, foarte frumoase, ce constă într-o eșarfă Lord, 8 medie, 1 pătrundere, 1 metine, cu arc zodiac plus 8 dacă nu mă înșel, o otrăvită 36, 7 metine, o mortală 1500 PV, 30 atac, coif, dar nu avem coif cu atac, deci na, 15 fulger, 15 vânt, 2 cior și 20, sunt foarte fain, titan plus 8, 20, 20, 20. Brățară, 20 drop, 15 fulger, 10 daune vor fi absorbite de DPV. Cercei smaral plus 9, 20 diavol. Colier lacrimă cer plus 9, un KPV 3 blocare, 5 critică, 7 metine. Papuș de foc plus 8, 5 blocare, 10 critică, 500 PV, 30 atac. Talisman de gheață plus 0, cu 35 insecte, ăsta nu înțeleg la ce poate să-l ajute, să ajute contul ăsta, dar... În fine, uite și tritonul, bă, trebuie să vedem damage-ul în triton, asta da, deci după cum știți, fraților, un cont, bă, 10k în triton, nu mi se pare un damage rău, chiar ăsta, bă, ăsta e un damage top în triton, n-ai cum așa ceva, 10k fără medalie și fără site-uri, fără coif, fără coiful cu atac, bine, acum, din ce mă uit, mi se pare că și tritonul ăsta dă un damage în noi. Da, ce pot să zic. Ar mai fi și crabul de încercat, dar dacă bate așa tritonul, cred că bate și crabul, sincer. Într-adevăr, puțin mai greuț, dar îl bate fără doar și poate. Ia să vedem aici ce avem pe asta, șansa de drop a crescut. Ia să băgăm aici cât mai mult drop. 15% șansa de drop a crescut. Bă, warul meu de level 50, de level 49, oare cu asta la drop? Cum o bate, mă, frate, la celeuri? Cred că o să fie demențial, ar trebui să încercăm o dată. Chiar o să încerc o dată warul level mic la celeuri. Bă, dar mi se pare că bate, deci îl bate, clar. Nu se pune problema de lucrul ăsta să nu-l bată, dar mi se pare că ar mai putea fi îmbunătățit, fraților. Și, bineînțeles, după cum am zis, două minusuri mari, calul și biologul. Iar, personal, eu i-aș da o notă de 7,5. Sunt curios, fraților, și voi ce notă i-ați da acestui cont. Și până una alta, eu am fost Taker, hai să trecem la clipul propriu zis. Boșilor, am revenit. După cum știți, bă, seria de bișniță, cred că primul episod din seria de bișniță o să apară peste vreo 3-4 zile. Dacă vreți să apăreți în ea oricum, îmi dați un mesaj pe Instagram în caz că aveți ceva de vânzare, fraților, și aveți nevoie de oni rapid. Astea sunt shop-urile mele în momentul de față. Uite că s-a vândut ceva de aici și de aici, sincer, cred că s-a vândut un rubin mitic. Nu s-a vândut un rubin mitic, mai am aici, nu știu care e treaba. Hai să ne uităm puțin la rubine. By the way, nu uitați de like pe Instagram, fraților, shop-ul Metin 2 Roșii. Dacă vreți și voi o prestare de cont sau sunteți curioși ce conturi sunt la vânzare, acolo este locul potrivit. Bun. Bă, 75 de un rubinul clar, asta am înțeles. Perfectul, 148, nu e rău.
Strălucitorul 345. Oh! Dar ce se întâmplă, doctore? Și excelentul de schimbă 380 la Jad Mitic 7135, Jadu Clar 1790, Jadu Perfect 48, Jadu Strălucitor 95. Băi, dar e ceva scump pe aici. Și excelentul 75, asta decent. Unul cu max PV 125, 150, dublu PV 375. Ok, la diamante 1270. Băi, băiatule, 1270. Ho-ho! Nu-mi vine să cred cât de mult a crescut piața la diamante. 28 de oni clarul, după care perfectul se duce în 61. Strălucitor în 140 și excelentul gol pe care l-am pus eu la vânzare, primul 145, iar cel cu rezistență la abilitate 390. Nu este rău, dar nici bine nu e. La capitolul safire avem 3.50 până în momentul de față, cam scumpe aș putea să zic. Și aici s-au dus iarăși. Safir. Onyx. Legendar. 2.40. Treci două de astea cât vin, mă. Ia stai așa. Ar merge să facem un clip de ăsta? Pazi? Cred că ar merge puțin. Ia să ne uităm. În primul rând vreau să verific dacă sunt. A, sunt. Sau nu cred că sunt 32. Bă, nu sunt 32 de legendare, dar cred că sunt aproape. Ia să vedem. Să zicem, în medie ar fi un 2,45 ori 32 de legendare, 78 de oni. Bă, 78 de oni. Nu mi se pare ceva incredibil. Hai să schimbăm 10 oni. Sau avem nevoie? Da, cred că avem nevoie să schimbăm. Oni Yang, 10 oni, schimbăm și noi. Și vreau să vedem în momentul de față la Onyx. Ar mai fi și Jadul legendar, o alegere bună. Dar nu știu ce preț are, 3.40. Băi, este destul de scump Jadul ăsta, nu vreau să vă mint. Sincer să fiu, sunt foarte curios să vedem și cât o să facem profit în primul rând, pentru că este o investiție de 78 de oni pentru 32 de legendare. Fraților, nu uităm de butonul ăla de like dacă strângem peste 100 de like-uri la clipul ăsta. Bă, cred că în următorul clip o să dau în jade de 32 de jade legendare. Am văzut că multă lume mi-a recomandat să nu mai dau un antice, ci să dau direct în legendare. Am zis, bă, de ce nu? Poate să fie o metodă bună să mai încurajez playeri de nivel mic să dea ei în antici. Și am zis, bă, bine, mă, hai că facem așa. Hai să ne uităm unde are băiatul ăsta legendarele, că văd că are destul de multe. Ia să ne uităm aici. Uite, are destul de multe. 2.40. Ok. Trebuie să am grijă să nu cumpăr nici ceva la suprapreț, că știți că am mai făcut eu nesimțirea asta, nebunia asta, de fapt, nu că nesimțire. Și a ieșit cam prost pentru mine. Deci pentru mine a ieșit prost atunci. 2.70 2.50 se duce deja aproape, deci practic dau 2.50 pe un Onyx legendar, dar nu este niciun fel de problemă, fraților. Contentul e content și cred că și voi o să apăsați butonul de like și am eu o vagă impresie că baba o să-mi zică că sunt norocos pe azi. Nu știu de ce. Chiar mă simt norocos. Mă simt foarte norocos, aș putea să zic, nu norocos oricum. Și cred că o să fac minim două full. Așa mă gândesc eu pe azi. Minim două full. Cred că ar merge. Și ca să dau un rezultat înainte, deci din 32 de legendare, eu cred că o să reușim să facem 11 mitice.
Nu știu, așa cred eu. 11 mitice nu mi s-ar părea, nu mi se pare irealizabil. Nu am mai testat norocul pe warul ăsta de foarte mult timp. Vreau să vă zic și că avem petul ăsta de 788 de zile și sunt foarte curios să vedem cât o să crească. By the way, mai avem 2 peți de 200 de zile la store tip 5 de vânzare pentru cei care vreți să creșteți una la store. Și hai să vedem cum stă situația în moment de față. Bă, dar hai să mă schimb și eu CH-ul. Vreau să încerc pe un CH pe care nu am mai intrat în momentul de față. Toată treaba asta și anume pe CH3. Mie mi s-ar părea, adică mă rog, mi s-ar părea. Mi se pare în continuare un CH pe care nu l-am testat. Și poate cine știe aici este norocul. Hai să vedem, ne apucăm de treabă, fraților. Urați-mi noroc, lăsăm butonul de like și îi dăm. Deci, după cum se poate vedea, 32 de legendare. Și a făcut primul mitic. Avem 1. 1 eșuat. Al doilea a mers. Bun. 2 până în momentul de față. 3. 4. 5. Ok. 6. 6 în continuare. Au. 7. Bă, 7 până în momentul de față. Și bă, nu știu ce am că să ieșeze. 8. 9. 10. 11. 12. Bă, am făcut cu unul mai mult decât mă așteptam. Nu-mi vine să cred. Deci 12 Onyx. Hai să vedem acum câte ori fi full. Ce investiție versus ce profit am scos. 12 onixe. Nu mi se pare rău, sincer. Dar vreau să ne uităm aici. Am auzit că este clar văzutoare. Ceva noroc pe azi. Bă, s-a văzut. Deci puțin noroc am avut. N-am de ce să mint. Și hai să vedem. Avem unul care e gol. Al doilea full. Deci ăsta e 20 de oni. Punem aici 20 de oni. Corporal, pătrundere, corporal. Ăsta 6 oni vi-l dau vouă, fraților, ca și cum ar fi de plus. Mamă, 3 de 3 goale la rând. Ok. Gol și gol. Iarăși. Pătrundere critică corporal. Gol, gol, corporal, corporal, săgeți. Bă. Deci cam pagubă. Oarecum, oarecum, nu pot să zic că e pagubă totală. Dar să zicem că Onyx-ul ăsta opac ar fi 20 de oni plus 6 oni. Și restul cred că sunt tot undeva la 6 oni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci dacă să zicem că ar fi 5,8, să le punem noi 5,8. Nu știu cât sunt pe piață acum, dar o să mă uit. Dar hai să zic că ar fi 5,8, 5,7 chiar. Plus 57 de oni. Noi ne-am scos 83 de oni. Deci un profit practic de vreo 5 oni dacă ar fi 5,7 astea de plus. Sunt curios să vedem ce și cum. Ia să ne uităm la ele. Onyx, Mythic. Mă mir sincer să fiu că am făcut doar unul full și cu blocare și corporal nu prea am făcut. Uite, 5 ani 79. Deci la 5 ani 70 cred că ar merge. Și ăsta full este 21 de ani și 75 kk. Deci 21 de ani chiar ar merge. Ok, ok, ok. Chiar chiar interesant. Aș da și la claritate, dar să vedem dacă merită în primul rând. Onyx Mythic, perfect, 32 de oni, ok. Și ăstea sunt corporal, pătrundere, săgeți, 12 oni, 50. Și ar fi profitul oarecum, bine, dar dacă stau să mă gândesc pot să fac clarul full. Și clarul full e 35 de oni pe piață. Nu știu ce să fac, o să mă gândesc, fraților, până pe clipul viitor. Sincer, să fiu aici destul de interesant. Aici e și destul de interesantă partea asta cu Onyx.
Și atât de interesantă, atât de interesantă încât cred că mai merge și o parte a doua, oarecum. Nu știu, hai să schimbăm 19 ori. Mi s-a pus pata pe Onyx acum. Am văzut că am făcut un profit destul de ok și sunt curios din 19 ori cât o să ne ducă. Și anticele, hai că pun eu o mică pauză, fraților, și revin, vă zic exact și cât am dat pe toate anticele și ce să zic, după aia revenim de la alchimist. Bun, băieți, am revenit. Deci tot inventarul ăsta a costat 24 de oni în contextul în care eu mai aveam un Onyx. 24 de oni, bă, mi se pare ok, sincer. 24. Pentru că dacă faci un singur Onyx de ăsta full, deci full, da full, da full, gen, îți recuperezi aproape toată investiția. Deci ai nevoie de un ghinion divin să nu faci ceva. Dar până una alta, hai să vedem cum stă situația. Începem cu 2, 3, 4 reușite, 5 reușite și o ieșoare, 6 reușite, 7 reușite, 7 cu 2, 8 reușite, 8 cu 3, 9 reușite, 10 reușite, 11 reușite, 11 cu 4, 12 reușite, 13, 14 reușite. Bă, nu te cred! Deci nu te cred, 14 reușite, e un profit enorm, fraților, 2,4, o medie, oarecum, la Onyx-ul ăsta, înmulțit cu 14, sunt 33 de oni, 0,6, băi, și uitați-vă și voi ce ghinion, deci ăsta chiar e ghinion, nu puteți să-mi spuneți, nu a ieșit niciunul full din ăstea 14, deci ca să vă dați și voi seama cât de greu se poate face un Onyx. What the fuck? Băi, ce se întâmplă cu Onyx-ul ăsta? 100% șansă, 100 de oni versus Onyx și facem profit? Ok, interesant ăsta, nu am ce zice. Dar Onyx-ul deja a crescut în preț și pare că se duce către 90kk, respectiv 1-1 în viitor. Uite că m-am apărut unul la 72kk, da, pe care nu cred că o să-l mai luăm, că nu o avem. Sunt curios și de Jad. Ce... Mamă, dar Jad-ul... Bă, se duce scump Jadu. Se duce sus. Vreți voi să dăm un try și la Jad? Să dau un try și la Jad. Bă, fraților. Știți că fac nebunia. Deci când îmi trece prin cap, fac nebunia. Hai să dăm și la Jad. 32 de antice. Vedem cum o să meargă situația, fraților. Dar 100 de like-uri pentru clipul ăsta. Pentru că rupem piața, fraților, de alchimie. Sper să vă placă clipurile. Deci chiar sper să vă plac clipurile. Cred că undeva la... Nu vreau să zic aproape 200 de oni s-au dus în alchimie. Pentru că niciun caz nu s-au dus 200. S-au dus, cred că, vreo 150 în clipul de azi. Plus minus. Dar am ieșit destul de ok pe profit și practic chiar dacă Jadul ăsta ne-ar da gherlă, vorba aia, cât de mare ar putea să fie gherla pe care ne-ar da-o? Asta e întrebarea mea. Bă, da, ăsta și le-a pus pe toate aici. I will back. Ia. Deschide shop-ul. Deschide, bă, shop-ul. Mama lui de shop. Bine, oricum am luat aproape cam toate jadele de care avem nevoie. Imediat. Hai că... Cât-ți cutim, mă? A, uite acum, l-a deschis. Sau nu l-a deschis? Hai că prevenim după ce deschide băiatul ăsta shop-ul, că i-am să-l deschidă și na.
Bun, băieți, am revenit, i-am făcut și vânzare băiatului care, din câte știu eu, este și abonat la noi. Te pup. Și hai să vedem dacă jadul ăsta o să-și spună cuvântul. Bă, investiția în jade, hai să vă zic de acum cât a fost, pentru că probabil sunteți curioși. Și să zic că am luat într-o medie de 1 și 15, ori 32 de jade și 37 de uni aproape, 36,8. Hai mai repede cu episodul, te pup, bro. Uite ce ziceam, că băiatul știe că dăm în alchimie. Hai să vedem care cum o să fie situația. Rainbow. A, uite, începem cu un legendar, două, două cu două, două cu trei, trei cu trei, patru cu trei, cinci cu trei, cinci cu patru, șase cu patru, șase cu cinci, șase cu șase. Haide, bă! Avem două ișori, trei ișori în plus, două ișori, una. 0. Bă, și n-am făcut mai nimic. Deci n-am făcut mai nimic, fraților, aici și trebuie să dăm direct la mitic. Începem cu primele două, care fac un mitic opac, gol. Al doilea, unul cu max PV și absorție. Al treilea, max PV și absorție. Al patrulea, iese ok. Și al cincilea, full. Bă, ce zi a fost asta de alchimie? Deci, ce zi a fost asta de alchimie, fraților? Nu-mi vine să cred ochilor. Chiar nu-mi vine să cred ochilor. Cât profit s-a putut face în alchimie doar pe un singur clip cu o investiție relativ mică. Nu cred că am dat de mai mult de 100 de oni pe clipul ăsta, dar uitați-vă și voi, fraților, că 100% a mers aproape șanse de 100% la alchimie. E real, bă, fraților. Cam atât la clipul de azi, ce să zic eu, am fost Taker și până data viitoare, hai să ne auzim cu bine, v-am pupat, ceau!